Oameni buni, azi o să încerc un Team Fortress 2 challenge făcut de mine numit WM2. Deci, ideea acestui challenge este să nu dai foc cu aruncătorul de flăcări. Regulile sunt următoarele. Nu poți folosi M1 pe aruncătorul de flăcări, numai Air Blast. Nu poți schimba de pe Pyro. Poți folosi mele și secundară, fără restricții. Minus 5 puncte dacă ai lovit pe cineva cu flăcări. Un om lovit cu flăcări nu mai poate fi lovit până nu-i s-a dat afterburn-ul cauzat de flamethrower. 5 puncte dacă omoră cineva cu flăcările, aruncătorul de flăcări, plus 5 puncte pentru aruncarea cuiva de pe mapă, plus 10 puncte pentru omorârea cuiva cu proiectilul altuia și plus 5 puncte pentru omorârea unui soldat cu propria rachetă. Acestea nu sunt toate regulile, restul regulilor în descriere. Oricum, hai să trecem la challenge. Hai să începem challenge-ul. Bun. Sper să nu dau la nimeni un foc obișnuit. Like să nu flăcări pe nimeni instinctiv. Oricum, nu se pune dacă nu înflăcăresc pe nimeni. Doar ca să știți. Sper că am pus asta în reguli. Ia! Oh! Oh! Frumos, am luat 5 puncte sau cutia la, nu mai amintesc. Bun, haide, haide. Haide, asta de spirou. Acum ne ducem pe cart un pic. Nu ziceți. Haide, dă gerate! N-am mai dat mulțumesc, că-și degeaba. Am o idee, am o idee, am o idee. Gata? A, bine că mi-am dat seama, dar... Sper că nu e un spion, îmi pare să fie un spion. Hai să sperăm că nu a fost. Oh, e un spion! Ce unde ești? Oh. Nu știu dacă am dat pentru că a fost un piro. Da. Goddammit. Deci, qua. Haide, dăm ce... Bă, unde? Ok, a fost un sniper. Începem bine cu un punct. Oricum, oare să facem încât trebuie numai să omori piroul? Like, nu poți să fii taxat dacă dai focul unui piro pentru că piro are l-antifoc. Ignifug. Așa se spune, ignifug. I-am zis antifoc. Mi-e vine și să zic piro. Bă. Frumos! Let's go! Asta e o mapă bună pentru ce fac. Por pentru challenge. Bă, dacă-l vedeam! Cred că oricum cădea puncte dacă-l vedeam. Bă, dacă aveam... Bă, treci încoa. I-am dat finish. Deci să nu spui că nu i-am dat finish. Ah, goddammit. Și unde e pe aici? Treci. Fuck. Bine. Haideți. I should go watch some anime. Ok, fă ce vrei. XD. Bun. Bă. A fost șmecher, bă. Cream că pot să iau un șut pe ele. Tot piro.
Ok, ne ucem. Ja sam kom partaja. Što ne si tema, če da te fensa. Kaj kam um jackpack me afi util. Fax. Reč. Un. Ua! No. Ok. What do you guys mean? Spiand. Dați bun la piro și la spion. Iau, din când în când, din azi în Paște, un trick stab. Nu prea des. Dar iau. Mi-am dat foc. Scad puncte, ai fost piro, nu știu. Scade... Băieți, scadem puncte pentru flame resistance. Că tehnic nu am dat foc pentru că... Nu s... A dat damage. Am dat damage, cred că scoatem, nu știu. Cred că o să vedem în edit... Cred că am văzut în editura dacă m-am gândit să da sau nu. Haide! 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 Perfect! Treci în! M-a mâncat nasul, goddammit. De ce nasule? De ce m-ai mâncat? Fix acolo de când eram gata să iau un kill. Haide, treci în... De ce? Nu știu ce a scris acolo. Can you suggest... Sweet. No, nu. Vreau să zic, let me air blast you. Și ceva, nu, nu. Haide! Nu-s prost la... Trebuie să vedeți că mai degrabă ce fac eu reblast este pus așa. Ca să mă faceți un WMAF. Bă! Da, fac foarte prost meciul ăsta. WM wants wet dream. Ah, wow. Oh, știu ce fac, știu ce fac. In schimb loadout-ul. Du-l la MVP Resultat. Thermal Thruster for the win. Oh, bine că sunt ingineri ăștia, bă. Deștepți. Jesus, gata! Boom! Haide! Mo... Aia am încercat. Oricum sunt... Asta așa de bun la Pyro Air Blast, da. Eu în general mă joc, sunt cancerul ăla cu Afterburner. Care vrea pe joacă de zici că e un spion fără invizibilitate. Cam așa sunt. Și are în loc de invizibilitate mobility, sistemul ăsta de mobilitate. Dacă omoram pe cineva cu ăla ar fi fost frumos. Că am făcut un airblast. De fapt nu un reflect. Protect sentry, oh my god. Pare rău, nu mă pot do in change. Challenge-ul meu, așteptați. Cât mai am pe filmare. Ok. Scuzați-mă. 11 minute. Ai, oh, fuck. Am spă, bă! Mă... Nu știam ce era ăla. Era un spirit. Ok, văd că facem pe naiba. Rip noi. 1, 2, 3. Cântați niște mulit soronada, boss! Că am dat un mai bine. Treci.
Am uitat, nu, 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 mapa sunt așa de bună, e pushing over, deci... Cred că vreau să mă schimb loadout cu un reserve shooter. Au carte, mi-am văzut. Treci qua. Treci. 10 din 10 am 1000 IQ, frate. Cred că dacă nu mă panicam și luam o lovitură, aveam șanse să-l omor pe ăsta. Dar măcar am pierdut timpul. Asta e un lucru. E un achievement. Ok, să unde mă duce, mă duce aici, bine. Avem au overtime ăștia, haideți. Nu știu cine are overtime, eu sau ăștia, dar... Mă rog. Shit. Abia... Nimeni nu mă vede aici. Sunt invizibil. Zbion. Ok, runda a treia. Haideți. To victory, let's go, ok. Haide. Oh! Gata. Bun, deci în aproximativ 28 de minute și 6 secunde am strâns 15 puncte. Știu, video are 13-14 minute, dar am tăiat părți plictisitoare de gameplay. Și când zic plictisitoare, zic plictisitoare. Deci m-am gândit să sfârșesc aici. Oricum, abia aștept să văd sugestiile voastre de Team Fortress 2 Challenger în secțiunea de comentarii. Oricum, ne vedem data viitoare. Bye bye!